O tânără a sunat la poliție și a alertat-o în mod fals că iubitul ei care pleca la Marsilia pentru a asista la un meci are o bombă. Ea a procedat astfel pentru a-l împiedica pe bărbat să meargă la meci. Nu a vrut să-l lase să meargă, așa că a găsit o soluție halucinantă. Iubitul meu este într-un autobuz cu o bombă. Vrea să arunce totul în aer, a spus tânăra de 23 de ani la telefon. Numărul de telefon al femeii a fost identificat, iar forțele de ordine s-au prezentat la domiciliul tinerei. Rapid, polițiștii au constatat că femeia mințise. El voia să vadă Meciul, iar eu voiam ca el să rămână cu mine, a mai explicat femeia. Acum ea va trebui să dea socoteală în fața procurorilor pentru alerta falsă. În plus, iubitul ei în vârstă de 29 de ani și-a continuat drumul și a asistat la meci, unde echipa sa favorită a bătut cu scorul de 3 la 1 în etapa 31 din Liga 1, relatează mesajul.ro.